Aflați în Danemarca la invitația companiei Juden, am vizitat o fermă de vaci de lapte aparținând lui Mogens Pedersen. Cea mai nouă adăpost construit în 2009 are o capacitate de 600 de vaci de lapte și a costat circa 3 milioane de euro. În adăposturile vechi ale fermei este acum cazat tineretul femel, circa 500 de capete. Mogens a preferat să crească vaci din rasa Jersey în locul rasei Holstein pentru a avea un număr mai mare de animale pe aceeași suprafață construită. Producția medie de lapte realizată este de 7500 de litri de lapte pe vacă, cu 6% grăsime și 4,3% proteină. Fermierul deține 300 de hectare de teren agricol, pe care cultivă porumb, graminee și cereale. În fermă lucrează 4 oameni, fermierul, fiul acestuia, un elev și un angajat din Republica Moldova. Adăpostul are o lungime de 185 de metri și lățimea de 37 de metri, străbătută de o alee centrală de furajare lată de 5,43 de metri și o alee transversală, care împart astfel grajdul în 4 secțiuni simetrice. În fiecare dintre cele 4 secțiuni ale grajdului se găsește un compartiment mare spre capetele grajdului și un compartiment mic lipit de alea transversală. La fiecare dintre capetele adăpostului se află, pe o parte, 2 compartimente cu așternut permanent pentru vaci în gestație avansată și maternitate, iar pe cealaltă parte sunt 4 boxe pentru viței și instalația pentru tocat și transportat așternutul din paie pentru cușete. Fiecare compartiment mare are câte 126 de cușete individuale, dispuse pe 3 rânduri, unul lung la perete cu 48 de cușete și 2 rânduri de cușete dispuse cap la cap. Între rândul de cușete de la perete și rândul dublu de cușete este o alee de mișcare lată de 2,6 metri, iar între rândul dublu de cușete și frontul de furajare, aleea are 3,9 metri lățime. La fiecare compartiment, pe latura scurtă dinspre alea transversală a adăpostului, sunt poziționați câte 2 roboți de muls. Compartimentele mici au câte 14 cușete fiecare, dispuse pe 2 rânduri, perpendicular pe alea longitudinală. Aceste compartimente sunt folosite pentru izolarea animalelor care trebuie însămânțate sau care se află sub tratament. Accesul în aceste compartimente se face dirijat de la roboții de muls. Proiectul, construcția și dotarea grajdului s-a făcut cu echipamente ale companiei Juden. Pentru Mogens Pedersen, utilizarea tehnicii și a echipamentelor Juden este o tradiție. Întotdeauna am ales echipamentele de la Juden. Pentru mine este o tradiție să cumpăr echipamentele de la Juden. Așa cum ați observat, echipamentele lor se regăsesc în toate halele, începând de la cea renovată în 1978 până la cea nouă din 2009. Am încredere în această companie și nu am fost niciodată dezamăgit. Echipamentele Juden, care dau funcționalitatea acestui grajd, sunt dimensionate special pentru rasa Jersey. Astfel, cușetele au lungimea de 226 de cm și lățimea de 110 cm. Despărțitorul de cușete are lungimea de 196 de cm și înălțimea de 105 cm. Limitatorul pentru greben este de asemenea poziționat la 160 de cm de marginea exterioară a cușetei. Înclinația cușetei, adică diferența de nivel, este de 20 de cm. Forma specială a despărțitorului de cușete joacă un rol foarte important, deoarece cușeta trebuie menținută curată. Dacă nu avem o cușetă curată, vom avea o incidență crescută a mastitelor, ceea ce implică costuri suplimentare pentru tratament. De aceea am proiectat această formă specială a despărțitorului de cușetă, care să prevină întoarcerea vacii atunci când aceasta se așează în cușetă. Această construcție specială a despărțitorului de cușetă împiedică vaca să întoarcă capul și o obligă să intre drept în cușetă, să se culce în lungul cușetei și nu oblic. Apoi, atunci când aceasta se ridică pentru a urina sau defeca, forma specială a despărțitorului de cușetă, împreună cu limitatorul de greabăn, obligă vaca să facă un pas înapoi și astfel cușeta este menținută curată. Pentru cușetele de odihnă se folosește ca așternut un amestec de paie tocate, care sunt distribuite automat de către un corocior electric care circulă suspendat pe o șină. Accesul vacilor la frontul de furajare se face printr-un sistem de grilaje care permite accesul individual la iesle și blocarea animalelor în cazul în care se dorește reținerea acestora pentru anumite proceduri medicale sau tehnologice. În același timp, grilajul de acces la iesle este astfel construit încât permite eliberarea ușoară a capului animalelor în cazul accidentelor. Acest sistem de grătare are un sistem de siguranță pentru eliberarea capului vacii. Astfel, în cazul în care una dintre vaci cade și rămâne cu capul prins în grătar, cursa barei permite deschiderea largă și eliberarea vacii. De asemenea, sistemul de blocare al vacilor este foarte simplu. Prin rotirea barei, piedica blochează eliberarea vacilor. And here
Aici se poate vedea cum funcționează un sistem normal de grătare pentru acces la iesle, fără sistem de siguranță. Sistemul permite accesul ușor al vacilor la iesle și blocarea vacilor dacă se dorește. De asemenea, tot sistemul de porți dintre compartimente și încăperile unde sunt poziționați roboții de mulți este construit pentru dimensiunile corporale ale rasei Jersey. Toate animalele sunt identificate și fiecare mișcare de trecere a lor prin sistemul de porți la robotul de mulți și în interiorul compartimentului este contorizată cu ajutorul unui program special. Proiectul fermei de vaci respectă toate normele în vigoare privind bunăstarea animalelor și condițiile de mediu. Fiecare compartiment este dotat cu perii electrice pentru pansaj acționate automat în momentul în care vacile se așează sub acestea. Evacuarea dejecțiilor se face pe pernă de apă. Pardoseala aleilor de mișcare este tip grătar, din beton și sunt curățate cu ajutorul unor roboți dotați cu racleți. Pe lateralul adăpostului, în dreptul aleii transversale, se găsesc 3 tancuri pentru depozitarea și răcirea laptelui cu o capacitate de 30.000 de litri de lapte, precum și camera tehnică pentru pompele de vacuum și transport al laptelui. Pentru muls, fermierul a hotărât să achiziționeze roboți de muls, deoarece aceștia oferă o flexibilitate mai mare. Am fost într-o dilemă atunci când a trebuit să achiziționez roboți de mulți, pentru că nu știam ce să fac, să aleg roboți sau să aleg un sistem normal de mulți. Am decis să cumpăr roboții pentru că oferă o flexibilitate mai mare. O vacă trebuie mulsă de 2,7 ori pe zi, iar unele chiar de 5 ori pe zi. Ar trebui să mulgem de 3 ori pe zi, ceea ce înseamnă mai mult timp și mai mulți angajați. Alegând roboții de mulți, avem un timp și un număr de angajați mult redus față de un sistem normal. Impresionante la acest adăpost sunt nu numai dimensiunile, lungimea, lățimea sau înălțimea, dar mai ales perfecțiunea elementelor și a detaliilor constructive. Fiecare cușetă, grilaj, stâlp și poartă sunt integrate într-un proiect al cărui unic scop este funcționalitatea și fiabilitatea.